Ucraina a fost una dintre cele mai accesibile țări privind legislația mamelor surogat, așa că multe cupluri care sufereau de infertilitate din lumea întreagă, inclusiv din România, se duceau la clinicile de fertilizare in vitro din Ucraina. Războiul cu Rusia a dat însă peste cap viitorul nu doar al ucrainienilor cu probleme de infertilitate Ci și a celor care plănuiau să-și găsească rezolvarea într-una din cele peste 50 de clinici de FIV din Ucraina Avea un copil, nu e urgența de pe o lună pe alta okay, Adică e, este o urgență, dar vorbim de în timp în câteva luni majoritatea cuplurilor care sau pacienților care vin din uh, Ucraina, în primul rând, mare parte au venit doar femeile. Dacă să ai un copil, să trebuie și bărbatul o dată și doi, nu e asta prioritar lor maximă acum, pentru că ei sunt foarte stresați pentru ce se întâmplă acasă la ei, cu părinți, cu rude și așa mai departe. Și atunci nu e urgența ca, a, ah, dacă trebuie mâine să mă duc la doctor ca să fac o procedură de fertilizare in vitro. Este pe planul 2. Adică, mai mult există o abordare pentru specialității care poate să fie urgențe. Asta nu e o urgență. Bine, cele sunt câteva cupluri, dar sunt foarte, un număr foarte, foarte mic, deocamdată cel puțin. Mă refer la pacientele sau, mai bine zis, femeile care au început deja procedurile acolo și acum sunt nevoite să le întrerupă. Ce se întâmplă în astfel de situații? Nu, l-au întrerupt și gata, adică nu, au întrerupt medicamentele. Am avut destule paciente care erau la graniță, pacientele care din România care erau la graniță cu Ucraina și se duceau la clinici de fertilizare in vitro, acolo au început procedura, și într-adevăr, acolo este un număr destul de mare și au continuat la noi. Procedura ca să o termine la noi. Dar paciente care erau acolo, au început un proces. Nu poți, când faci tratamentul de stimulare, trebuie să faci tratamentul zi de zi, și să fii monitorizat zi de zi. Dacă există o chestie de război, nu poți să zici plec astăzi de acasă, mă mut în București și mâine dimineața mă duc și la doctor să preia dosarul ca să continui tratamentul. Nu, au întrerupt majoritatea, au întrerupt tratamentul și nu au mai început. Iar pacientele care erau la graniță și se duceau în Ucraina pentru fertilizare in vitro, de ce alegeau Ucraina? Pentru că e mai ieftină decât nu, România? Nu, că ea era mai aproape. Adică, gândiți-vă, adică vorbim de pacientele care stau lângă granița cu, cu Ucraina. În zonele respective nu prea sunt multe centre de fertilizare în vitro din România sau sunt foarte multe paciente care sunt la granița cu Ungaria care se duc în Ungaria pentru că e a distanță mult mai mică. E, sau au motivele lor. Nu, procedurile nu. Prețurile procedurilor sunt aproximativ la fel. Dar cred că am mai mult distanță, Adică era foarte, foarte ușor pentru ei să ajungă acolo. Iar e... diferențele de tratament, de medicație, există între România și Ucraina? Aveau anumite medicamente care la noi nu se folosesc, a trebuit schimbate? Nu, nu, nu. Hai să ne înțelegem. Peste tot în lume, și nu vorbim de medicamente, când vorbim de medicamente, nu vorbim de denumiri comerciale. Vorbim de substanțe active. Substanțele active pentru procedură de fertilizare, pentru tratament de stimulare, sunt la fel în toată lumea. Poate se schimba denumirea. Acum, care este tratamentul care se folosește pe substanțe active, cum se folosește la fiecare cuplu, nu e chestiune de țară, este chestiune de, 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 de cuplu. Adică trebuie să personalizezi tratamentul pentru cuplu respectiv și asta depinde de. Mai mulți factori de analiză, rezultat de analiză, de vârstă, care diagnosticul, care e motiv de infertilitate, să așa personalizezi tratamentul. Poate dar, și de medic și de experiența acestuia? Cu siguranță, dar peste tot în lume există medici cu mai mare experiență și cu mai puțină experiență. Nimeni nu s-a născut experimentat. Okay? Asta vine din timp. Dar substanțele active sunt la fel de toată lumea. De aceea, când mergem noi la toate congresele internaționale, vorbim aceeași limbă. Adică, nu. Vorbim de substanțe active, nu vorbim de medicamente de numiri comerciale. Câte astfel de cupluri ați avut? A, aici am avut destul de multe. Ultima perioadă și avem în continuare destul de multe. Pentru că e, eu mă duc și consult e, și în zona e, Cluj-Timișoara e, și acolo chiar au venit destul de multe, de multe pacienți cu asemenea situații, Care lucrurile au mers foarte, foarte bine. Și chiar avem și sarții. Și așteptați să nască aici, bănuiesc. Ele decid. Deci sunt 10-20 de cupluri, cam câte? Nu, sunt câteva zeci bune. Sunt câteva zeci bune de cupluri care au continuat procedura din momentul când a început războiul, care au continuat, au continuat, la noi procedură, care erau pornite ca să fie finalizată în Ucraina, până la urmă au finalizat-o la noi. Pe măsură ce primele bombe rusești au căzut asupra Ucrainei, clinicile de fertilizare in vitro din întreaga țară au fost forțate să se închidă, lăsând viitorul nenumăratelor familii în suspans. Unele cupluri infertile stau ascunse în adăposturi antibombă, altele au fugit din țară și cine știe câte au căzut victime ale războiului. Cele care au ajuns în România au însă șansa de a îndrăzni să-și ducă visul mai departe, de a deveni părinți.